Bună ziua! Facem astăzi salată de cartofi cu piept de pui sau cu șuncă. Eu o să fac cu amândouă. Alegeți care o doriți. Este o variantă de salată rusească, așa cum o fac eu. Vă invit să urmăriți. Cartofii foarte bine spălați, o să-i fierbem. Cantitățile sunt opționale toate. Am 600 de grame de șuncă afumată, o să tai felii și apoi o să o prăjesc puțin. Tăiem felii cam de 1 cm grosime. Este o șuncă prefiartă. La fiert apă am pus cartofi. Am pus șunca la prăjit, fără ulei, fără nimic. Fiind fiartă, are puțină apă în ea. Și pe urmă să se topească, vedeți, are puțină grăsime. Tăiem o ceapă roșie, felii subțiri. Și stropim cu oțet. Apa s-a evaporat, nu s-a să se prăjească puțin. Deci fără ulei, fără nimic, în grăsimea ei. Folosim piept de pui. Am tăiat cam felii de 1 cm. Punem puțin piper, sare și le prăjim în puțin ulei. Am jumătate de kilogram. Deci la foc mare le prăjim. Nu le mișcăm, le lăsăm așa. Cam 4 minute și întoarcem pe cealaltă parte. Vrem să fie prăjite, nu fierte. Prăjit foarte frumos, le scoatem pe o farfurie. Tăiem pui felii. Tăiem și șunca. Tot felii. Partea de grăsime o tăiem și o luăm. Deci nu o să punem. Lăsăm să se răcească complet. Într-un vas o să pun 300 de grame de iaurt, 10% grăsime, deci foarte gras. Dacă nu găsiți, se poate pune și smântână. O să pun și 250 de grame de maioneză. Punem o lingură de muștar. Cam bine. Am tăiat cartofii felii. Puteți să-i tăiați și pătrățele sau rondele, cum doriți. Ingredientele sunt gata. Avem și castraveți murați, micuți. Ceapa o să o strecor de pe oțet și pregătim salata. Punem ceapa care am strecurat-o. Punem și castraveții murați, care sunt și ei scurși. Cantitățile sunt toate opționale. Pentru cine vrea foarte acru, se poate pune cam o lingură, două de zeamă de lămâie. O să dea și un gust foarte bun. Adăugăm cartofii, punem coriandru, care merge foarte bine cu cartofii, cam o jumătate de linguriță. Ar veni o linguriță mică, rasă de chimion arabesc, deci este arabesc, nu al nostru, care merge tot foarte bine cu cartofii. Foarte puțin piper și puțină boia pentru culoare, boia dulce. Amestecăm încet, nu vrem să zdrobim cartofii. Treptat punem și maioneza cu iaurtul gras sau smântână, cu ce doriți. Deci după preferință. Am amestecat foarte bine, am și împărțit în două vase compoziția.
Aici am pus pui, amestecăm carnea de pui și în celălalt vas o să punem șuncă. Deci aici o să punem șuncă și amestecăm bine. Amestecăm bine. Și salata noastră este gata. Să punem pe un platou. Punem pe cealaltă jumătate, cea cu șuncă. Salata noastră este gata. Punem câteva bucăți de șuncă, pe cealaltă jumătate punem pui. Să pun pe locuri ceapă. Punem pe alocuri și castraveți. Puteți să puneți și ouă fiertă, eu le-am omis astăzi. Salata noastră este gata. Găsiți ce am folosit sub video. Vă invit să urmăriți rețetele mele, abonându-vă, apăsați clopoțelul și distribuiți dacă vă plac. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!